Ieri, cu prilejul Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO din România, Consiliul Județean Hunedoara a fost gazda întâlnirii cu participanții la atelierele din cadrul cursului de formare Protectorii Patrimoniului, derulat în cadrul proiectului Capitala Daciei, Muzeu Viu al Patrimoniului Cultural European. Prin acest proiect se dorește restaurarea și revitalizarea cetății Sarmisegetuza Regia, atât prin protejarea, conservarea și punerea în valoare a incintei fortificate, cât și prin implicarea comunității locale în activitățile de promovare a acestui patrimoniu valoros din Munții Orăștiei. Numărul participanților a depășit așteptările noastre și m-am bucurat să aflu că la aceste cursuri au venit alături de noi antreprenori în turism și reprezentanții administrației publice din zona cetăților dacice, ghizi de turism independenți și de la centrele de informare turistică, elevi și profesori de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie, profesori de la școlile gimnaziale Orăștioara de Jos, Beriu și Boșorod, toate trei din zona cetăților, specialiști de la instituțiile județene cu atribuții în administrarea, cercetarea și protecția cetății dacice Sarmisegetuza Regia. Le dorim tuturor celor care au primit astăzi diploma de participare la curs și însemnele de protectori ai patrimoniului mult succes în acțiunile pe care le vor desfășura în continuare de promovare a cetății dacice Sarmisegetuza Regia, cât și a întregului patrimoniu istoric și cultural al județului Hunedoara, a declarat președintele la Nistor în debutul întâlnirii. Prin acest proiect, dar și prin investițiile aflate în derulare, Consiliul Județean Hunedoara și-a propus să ofere o nouă imagine Sarmisegetuzei, mai apropiată de realitatea antică și, totodată, mult mai accesibilă publicului larg care vizitează unul dintre cele mai importante situri ale antichității europene, a mai declarat Laurențiu Nistor.